noi 10 di 3, dai. Stimati spettatori, abbiamo piacere stare con un amico nostro, il maestro, care stimati spettatori, Ardener Răbdare și eu, Ardener Răbdare, să aflăm un nou film în care veți turna. Dacă vreți ne dați seama, nu te mai este? Dragul meu, nu este niciun secret, da? Nu este niciun secret, voi turna într-o super producție, da? Filmul se face într-o viziune modernă. Eu nu știu să cânt decât la trompetă. Că scenariul este o ficțiune, nu? Nu. Evident. Da. Merge? Evident. Știți, filmul începe cu copilăria. Da. Da, înseamnă că primele secvențe vor fi filmate de un copil, de un băiețel, nu. Eu voi filma, dragul meu. Eu voi filma. Este un trucaj. Da. Înțelegi? Da, un trucaj. Un trucaj, da. Cinematografic, înțelegi, da? Pe baza, pe principiul oglinzilor deformante. Da, dacă vreți explicați cum adică. Oglinzi deformante, adică voi fi mai lat ca în realitate. Da. Așa. Cam de vreo 4-5 ori mai lat. Da, cu sigur, ceea ce te pierde din înălțime, nu așa trebuie câștigat în lățime, trebuie să fie undeva diferența, nu de... Normal, Arhimede, da. După ce se dă leagă, da? Sau în alte bar, sau în leagă sau în altă parte, nu știu că eu nu sunt pot legăna. Da? Nu direa voi. Nu. Dar ăsta e un om în derogie, așa că... Da, sigur, trebuie să dă în leagă. Da. După ce... Se dă, îl regăsim pe rând, da, știm, da, vă rog, se dă, după ce se dă leagă, mă, partea asta la tine, bineînțeles. Cu cercul, da, deja cu cercul, dar cu un cerc oval mai este așa, având în vedere principiul oglinzilor deformante, nu, da, cercul trebuie să fie oval. Bineînțeles, să păreți mic. Totul este deformat în afară de viața lui, care nu se schimbă deloc. Și tot plimbându-se așa el, jucându-se cu cercul, el găsește totodă. Extraordinare. Aici sunt de interpretat, nu-i așa, trei pași. Da. Primul chema. Al doilea, revelația. Al treilea, imaginea se schimbă și îl regăsim. El improvizează, dezvoltă tema deșteptării, nu-i așa? Da, la variațiune. Da, înseamnă că nicio secvență nu este gratuită dacă el ajunge undeva. Nu înseamnă că nimic nu este gratuit, dragul. Auzi în goarnă.
Madame... vin nou în biroul meu. Dialogurile sunt splendide, mai este dialogul. Extraordinare, da. Extraordinare. Top, top, top. Sau top, top, top. Sau top, top, top. Nu s-a stabilit încă, pentru că mai sunt încă discuții între scenarii și treaba lor, că nu le interesează. El intră în biroul generalului. Generalul plânge în continuare din cauza misiilor. Generalul nu se va auzi cât vor fi nevoință. Iar da. Da, faci că jos, o lovește cu cotul și spune, mă scuzați. Și aici, vine în părerea mea, cel mai frumos text pe care l-am văzut. Dar cred că ne spuneți mai bine. Când el îi răspunde, eu. Da, tu viens que je suis plus timide. Da, 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 nu face nimic. Este un moment excepțional, imaginează-ți. Este o lovitură, cum se spune, pudă fudră. Da, adică o dragoste la prima vedere. Nu, nu, este o dragoste fulgerătoare. Sunt așa cine a spus, este impresionant, veți avea un succes formidabil cu acest film. Un succes extraordinar, cred că mai mare decât Love Story. Nu știți